și Duhului Tău. Doamne, nu cumânia Ta să mă mostri, nici cruțimea Ta să mă cereți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios suntem. Din Epistola 1 către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, vă rugăm, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slab la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu. În Domnul Hristos Iisus pentru voi, Duhul să nu stingeți, norocile să nu le disprețuiți, toate să le încercați. Țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pre voi desăvârșit. Și întreg Duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără îndeprihană într-o venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și Duhului Tău, auzi de Domnul în ziua necazului. Aliluia, aliluia, aliluia.